Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu, pentru că am din nou o situație cu una dintre unghiuțe. Uh, am zis să fac și un filmuleț legat de asta. Dacă data trecută, sincer, nu mai știu cu cine am lipit, uh, cu ceva gel, cu poligel, nu mai știu. Și de această dată cu unghiuța asta, pentru că eu îmi folosesc foarte mult uh, mâna stângă, eu fiind de ace, dar lucrez tare mult și îmi. îmi folosesc foarte mult degetul mare. După cum se vede, mi s-a rupt unghiuța în punctul de stres, destul de sus, și aici mi s-a agățat într-o laterală. De această dată vreau să folosesc cover pe care vă vi l-am arătat cu Apex. Eu bănesc de ce mi s-a rupt în punctul de stres, pentru că ultima dată m-am grăbit când am făcut una dintre manicurile pe care încă nu le-am încărcat să le vedeți, și nu am insistat asupra apexului. Unghiuța era destul de lungă și nu avea un apex potrivit și atunci cedează în punctul de stres. Eu având doar bază de ojă semipermanentă pe această unghiuță. Am curățat 100%, se poate vedea pe suprafața unghiuței că nu mai am absolut nimic, nici bază, nici nimic. Asta este unul dintre secretele, dragii mei, pentru a lipi, să zicem cu ghilemelele de rigoare, o unghiuță nu lăsăm absolut deloc produs tehnic, ci îndepărtăm tot, da? ca să putem lipi, să reziste unghiuța. Fie cu gel, fie cu cover, fie cu poligel, cu ce vreți voi, merge foarte repede. Am degresat-o, am deprăfuit-o, am degresat unghiuța. Voi aplica, acum vă spun pașii pentru începători, pentru cine nu este foarte sigur ce rol are fiecare etapă în realizarea unei manicuri tehnice. După ce am îndepărtat suprafața lui a unghiei, am deprăfuit, am degresat da, cu cleaner, voi aplica prima soluție de pregătire, care este, nu mă un pic acum, dacă am o singură unghie, să le aplic pe amândouă, este primerul cu acid de la Max. Da, aceasta este ordinea corectă a aplicării produselor de pregătire a unei unghii. Este aceste soluții de pregătire sunt cu uscare la aer. Da? Bun, voi aștepta un minut două, după care voi aplica ultrabondul, așa se numește primerul fără acid de la Max. După care, dragii mei, voi aplica baza, baza care m-ați întrebat dacă se poate înlocui cu ceva. Nu se poate înlocui, pentru că și ea are rolul ei. Fie că aplicați direct culoarea peste baza de semi, fie că uh, vreți să continuați cu ceva produse mai rezistente care să susțină o lungime mai mare a unghiei. în cazul meu voi folosi uh, cavărul de la Pearl. Uh, fie că lăsați doar baza semi, dar nu puteți înlocui cu nimic baza, da? baza are rolul ei. Așadar, cea de-a doua. Soluție de pregătire, dragii mei, este primerul fără acid sau ultrabondul. Să știți că mă și pișcă, cum am îndepărtat uh, și mi-am rănit foarte, foarte puțin cuticula, da, se poate vedea, cuticula mi-am rănit un pic cu pila. Uh, primerul cu acid are un rol foarte bun desinfectant și de aceea mă pișcă. În schimb, primerul fără acid nu ustură deloc. Uh, are rolul tot așa de a deshidrata, de a usca puțin unghia ca să facă priză următoarele straturi. Da? Fiecare este cu rolul ei. Bun, voi aplica. Mi-ați atras atenția la unul dintre femeilețe că nu se suflă pe soluțiile de pregătire. Să știți că din obișnuință merge parcă mai repede decât să mai aștept un minut, două. Parcă dacă suflă un pic se mai usucă. Ele se usucă în mod natural oricum la aer. Bun, voi aplica. Dar trebuie puțin puțin să se mai usuce. Mai așteptăm un minut, două. Bun s-a mai uscat puțin și acum cu baza rubber, da, se poate vedea destul de viscoasă. O să aplic un strat pensulat. Nu vreau să fie gros. Mare atenție la cuticul, la zona laterală. După cum știți, baza, aceste baze rubber sau și bazele normale, pot să atingă cuticula, da? Nu este absolut niciun fel de problemă, nu va intra aer, nu se va întâmpla absolut nimic. Dar, în schimb, eu puteam să fac un apex, să știți, dragii mei, și direct cu această ojă, dar prefer, pentru rezistență, pentru că trebuie să tot îmi refac unghiuțele, prefer să mai adaug ceva mai grosuț, să zic așa, respectiv un cleaner. Vă spuneam că aceste baze pot să atingă marginile laterale, pot să atingă cuticula, nu va intra aer, nu se va întâmpla absolut nimic. În schimb, mare atenție la cover, la gel. Nu este voie să atingă porțile laterale și cuticula, că va intra aer și nu va rezista manicura noastră. Bun, o să bag în lampă toată mânuța, voi polimeriza 60 de secunde. Bun, vreau să mă asigur că fiecare strat este foarte bine uscat, așa că o să folosesc uh, câte 60 de secunde timpul de polimerizare. Bun, mi se mai întâmplă că mi din uh, recipient, de la început cred că a avut un uh, defect, de aceea să știți, dragii mei, cineva, uh, careva dintre voi mi-ați scris că ați avut probleme cu topul că nu sunteți mulțumită de uh, top, nu știu de care, top de la Max parcă era, să știți, dragii mei, că pot fi și produse cu uh, defecte. Eu am pățit de nenumărate ori și când mi-am mai comandat încă o dată, să știți că a fost super, super rezistent și ok din toate punctele de vedere, deci se poate și uh, produsul să fie cu defect. Cum a fost și cutia asta de la Pernels din start, să știți că a venit așa să se dezmembra. Bun, nu v-am arătat uh, pensula, dar vă arăt uh, după ce aplic uh, coverul. Uh, dragii mei, Coverul ăsta are rolul de a ține. Vedeți că după ce am aplicat, uh, stratul de bază rubber, chiar dacă era mai vâscos puțin, nu ar ține unghiuța. Da? Se poate vedea puțină de nivelare pentru că ruptura este destul de mare în lateral. Da? Se poate vedea aici. Uh, de aceea eu am nevoie să uh, să sigilez mai bine, să îi dau rezistență mai mare unghiuțe și de aceea uh, am recurs la acest uh, cover. Atât de mult am lucrat cu poligel în ultima vreme că tot poligel îmi vine să-i spun, așa că dacă îi spun vreodată poligel, să nu vă supărați, să știți că tot cover este, nu este poligel. Uh, cu, uh, cu acest cover, ca și cu uh, gelul, nu ne putem juca foarte, foarte mult pe unghiuță, ca să nu se facă bule de aer. Pensula cea mai recomandată atunci când folosim acest tip de gel, pentru că și coverul este un gel colorat, de fapt, destul de vâscos, este aceea limbă de pisică, vă arăt la sfârșit după ce o curăț, așa ovală, nu știu de ce se numește limbă de pisică, dar și pe multe site-uri am văzut-o sub denumirea asta de limbă de pisică, Mă apropiu destul de tare de părțile laterale, de cuticulă, doar că nu vreau să o ating, să nu-mi intre aer. Bun, cantitatea pe care trebuie să o aplic o să hotărăsc în momentul în care o să fac apexul, da? Îmi dau seama dacă este prea mult sau prea puțin produs. Deocamdată, pur și simplu, mă joc cu această variantă de gel pe suprafața unghiei. Cred că preferam poligelul. Dar să știți că, așa ca și rezistență, și aceste tipuri de cavare sau gelul colorate sunt foarte rezistente. Având în vedere că eu mai urmează să pilesc puțin, deși imediat el o să autoniveleze foarte frumos, oricum, mă mai trebuie puțin pilit, și atunci, aici unde unghiuța mea este efectiv ruptă, vreau să mai trag, așa, puțin produs, să fie mai mult. Că asta este rolul, de fapt, aplicării acestui cover, să mi-aibă să grijă da? de unghiuța mea pe viitor, până când ea mai crește și uh, va urca uh, ruptura. Vedeți cât de frumos se autonivelează, nici nu trebuie să fac mare lucru. Bun, acum foarte puțin Apex, nici nu știu cum o să numesc filmul ăsta, pentru că este tot o reparare de unghii de fapt, dar este și cu, are cum să filmez să vă arăt ceva, este și cu realizarea de Apex, dar foarte mare atenție, dragii mei, atunci când lucrați pe unghiuțe lungi. Este foarte important rolul apexului, pentru că dacă apexul nu este poziționat corect sau este Prea puțin ieșit în evidență să știți că uh, acolo puteți avea probleme, uh, pot uh, să cedeze unghiuțele în punctele de stres din cauza că nu au rezistența și uh, susținerea apexului. Bun, dacă aveți alte recomandări cu cavăre de foarte bună calitate, și ăsta este un cover de bună calitate, ați văzut că foarte puțin am întins-o pe unghiuță și deja el s-a uh, autonivelat singur, vedeți că mare efort nu am depus și unghiuța este aproape perfectă, da? Se poate vedea cât de frumos uh, s-a autonivelat fără să fac eu mari eforturi. Eu consider că este un apex potrivit pentru lungimea aceasta de unghiuță, voi polimeriza 60 de secunde. Bun, am polimerizat așadar, dragii mei, 60 de secunde. Să vă arăt un pic și cover -ul. Este foarte drăguță culoare, poate puțin cam pigmentată pentru gustul meu. Mi-ar fi plăcut să fie mai deschisă. Cover Pink 1 de la Pernails. Bun, și acum cu ajutorul unui degresant voi degresa foarte repede unghiuța. Și o să încep să o finisez. Dar înainte să o finisez, să vă arăt puțin, pensula potrivită, se numește limba de pisică, ea este mai ovală sau mai rotunjită puțin spre vârf. Nu știu de ce se numește așa, dar este forma recomandată atunci când folosim un cover, da? Dar putem folosi și ce pensulițe avem sau ce pensulițe folosim la gel. Vreau să închid produsul, da? Pentru că o să fac puțin praf și nu vreau să -mi intre în produs. Să știți că mi-e plac aceste cavore atunci când este vorba de a repara, să zic așa, să ne o altă pilă, să zic așa, de a repara uh, cât e o înghiuță ca aceasta mea. furnisez lateralele cu mare grijă că m-am rănit din nou la cuticula. Și nu vreau să sângerez să îmi intre praf acolo. Așa am cam terminat cu piletul. Voi trece acum, dragii mei, la un buffer cu care v-am învățat eu. 100 pe 180. Și unghiuța mea este gata. Da? Cu finisajele de rigoare, unghiuța este destul de suțire, dar are apexul potrivit. Asta e cel mai important. După care deprăfuiesc, după care voi degresa să îndepărtez absolut tot praful. Aici am un punctuleț la da, o fustubulă de aer. O să se umple, nu știu dacă voi ați mai pățit, că eu am mai pățit. S-a umplut cu culoare. Da, se va umple și de această dată cu culoare. Și unghiuța mea este gata. Nu o să am probleme cu rezistența, sunt convinsă din cauza asta, din cauza acestei bule, dar trebuie să fim atente, da? Pentru că în momentul în care noi dăm cu pila, uite, se găuresc bulele de aer. Bun, o să fiu atentă la toate suprafețele astea luceoase care au rămas, să le îndepărtez, să le mătuiesc. După care voi reveni cu modelașul pe toate unghiuțele, deși nu-mi place mie așa să stau cu, uh, cu mânușă și să tai, nu am vrut să distrag atenția celelalte unghiuțe, ci pur și simplu să mă concentrez pe aceasta pe care vroiam să o lipesc, cu ghilimele de rigoare. Bun, cam asta am vrut eu să vă arăt, eu v-am arătat acest cover. Uh... De la păr chiar rezistă foarte bine, ați văzut cât de repede s-a autonivelat. Acum dacă eu aș fi vrut să îmi las o lungime mult, mult mai lungă, să știți că eu aș fi aplicat un strat mai gros din start, dar pentru că nu este nevoie, unghița nu este foarte lungă, am preferat să o las așa mai subțirică și să să... Uh, aplic doar așa un strat, un strat mediu, să zic așa de cover, pentru că ea oricum o să reziste. Uh, am uscat de două, de două ori câte 60 de secunde, da, ca timp de polimerizare, polimerizare, să mă asigur că s-a uscat complet și uh, unghiuța mea este gata. Vă mulțumesc, dragi mei, că ați fost din nou alături de mine. Eu v-am mai arătat de fiecare dată când îmi cedează unghiuțele în punctele de stres sau când am o manicură care a cedat, chiar dacă nu este mâna mea, când a cedat unghiuțele în punctele de stres, pentru că acolo se întâmplă cel mai frecvent, eu așa obișnuiesc să le lipesc cu uh, un gel clear, cu acest cover, pe care este singurul cover pe care l-am, dragi mei, nu am alte nuanțe, sau cu uh, poligelul, cu tips chiar dacă avem unghiuță, merge foarte, foarte repede cu tips și uh, nu renunț la unghia naturală. Bun, vă mulțumesc, dragi mei, că ați fost din nou alături de mine. Sper să, că v-am dat o soluție de a nu renunța la unghiile naturale, de a nu le sculta, pentru că oricum punctele de stres sunt mai sus puțin, da? ați văzut și mie cam pe aici, mi s-a uh, rupt și atunci oricum nu avem cum să le tăiem până acolo și cel mai bine este să lipim, da? cu ghilimele, cu gel, cu cover sau cu gel și să ne salvăm unghiuța care o să vă mai arăt și o să vă țin la curent acolo peste două luni, că mie nu-mi cresc foarte repede unghiuțele, o să fie undeva spre vârf și atunci probabil că o să-mi scurtez unghiuța și o să mă scap de acea ruptură. Bun, vă mulțumesc că m-ați urmărit, că ați fost alături de mine și vă mai aștept cu mare drag pe canalul meu. Pupici!